Îți mai amintești cum l-ai cunoscut pe Sabin și cum te-a cucerit? Da, foarte tare, haios, fain. Mergeam la Favorit Drumețul, dacă știți zona, cine cunoaște zona, la o cofetărie și m-au văzut colegii lui Roland Nonc, Baciu și Adrian Ilie, cumnatul meu, fostul cumnat, pe care îl salut și tu, și pe băieți, pe Roland, pe Baciu, nu i-am văzut de mult, mi-e dor de ei. Și m-au zărit, l-au trimis pe Sabin, care era cel mai copil, mai mic. Băi, uite-o pe bruneta, eram brunetă. Pe mine sunt Sabin Ilie, fratele lui Adrian Ilie și ăla e Opelul meu. Și el e un frizon. Uite, așa s-a ținut după mine de la Favorit până la Orizont, dacă știți. Da. Am depistat direct de un comun și așa am început să vorbim, altfel nu. Eram mai, cum sunt și acum de altfel, puțin mai exigent, așa. A, deci te-a cucerit destul de greu, să înțeleg. Da, foarte greu. Au durat ceva luni. Dar nici el nu avea voie să greșească. În ce sens? Da. Păi na, era și el tânăr. Eu nu voiam nici relație, nici nimic, dar nici nu-l lăsam în pace. El era la Steaua în perioada aia, dacă nu mă înșel, nu? Da, era la Steaua, venise, cred că de nicio lună, era rezervă, la Steaua venise de la Brașov, mi se pare, da? Da. De la Strizul. A, deci vorbim de 96 aici, că următorul sezon, 97, a ieșit goalgetter. Te-a cunoscut pe tine și a ieșit goalgetter. La primul meci la care a mers, a dat primului gol, mi se pare că și un gol important cu Rapid. Și de atunci am considerat noi, el mai mult, că nu mă pricepeam, că e pur noroc și, într-adevăr, așa s-a dovedit de-a lungul timpului. I-am pus la noroc. Au fost, când te uiți așa în urmă, ți-a mâncat fotbalul viața sau? Nu, o plăcere, sper. Deci viața de fotbalist, pe cât de grea e, atât de frumoasă, ca în orice lucru în viață. Toate lucrurile frumoase sunt grele. Aveai probleme cu alte, nu știu, soții, iubite? Pentru că în acea perioadă mi-aduc aminte că se venea la stadion, veneați mai multe și da, toată lumea făcea pe acolo. Nu, deloc. Cu soții iubite nu deloc. În schimb erau fane, admiratoare, care veneau cu de mână, pe serios. Cum îi spune, numai crame, ăsta brodat de mână. Te iubesc, Sabin, forever, cu auriu, cu sclipici, cu... Incredibil! Găseam cutiuțe cu medalioane, cu inimioare de aur. Incredibil! Dana, cumnata mea, Doamne, ne-au făcut brăși, farmece! Păi și tu erai în gardă sau erai relaxată? Adică te enervai? Deveneai geloasă? Nu, eram geloasă tare. Nu te-ai înfipt în nicio fană? Le mai alergam, ba da. L-am prins odată la hotel, la Haiduc, unde stăteam. Am să-i fac surpriză, să mă vadă, mă îmbrăcasem frumos, o pustiță, scurtă. Am să-i fac surpriză, o surpriză plăcută. Din păcate a fost una nereușită pentru el, pentru tine. L-a salvat oarecum Adrian. Au făcut schimb de camere, de apartamente. Și Adrian s-a speriat când m-a văzut, Sabin era cu o domnișoară în altă parte. Așa. Sabin, așa e că nu ești aici? Ei, cum a ieșit Sabin, a ieșit și aia, am dus-o 5 metri de păr până la zgări și, în fine, de ale copilăriei, de ale tinereții, a fost frumos. Leta, care a fost cea mai frumoasă perioadă a căsniciei voastre raportată la fotbal? Când totul a mers bine, nu? Da. Victoriile erau un sentiment unic. Nici nu pot să vi le enumăr. Sincer, nici nu le mai țin minte foarte bine, dar am călătorit efectiv cu el, cu echipa, nu cu el, că n-aveam voie decât după meci. Da. Aveam voie să stăm împreună, să petreacă timpul cu soțiile, iubitele, după caz, sau prieteni, veneau familii. Momente unice, sincer, serios. Da, au fost momente când, nu știu, de exemplu, ați încărcat regulile așa de dor să mergi după el în cantonament, deși n-avea voie să iasă un pic să te vadă? Aici pot să zic că am fost norocoasă. Locuiam la cantonament, la Haiducu.
chiar am fost norocoasă. Pe urmă, noi am plecat în Turcia, unde nu-i cantonau decât o zi sau deloc. Era, este, cred că, un alt gen, stil de... altă gândire, altă mentalitate, dar și jucătorii respectă regulamentul pe care îl impune antrenorul, președintele clubului și așa mai departe. Pe când la noi mai fugeau. Acum am înțeles că și la noi este o strictețe mai mare. Da. Și așa trebuie, pentru că viața de fotbalist e scurtă, ei trebuie să înțeleagă că nimeni nu le va da timpul ăsta limitat înapoi. Domnișoarele frumoase nu se pot mai uita la ei dacă nu ajung cineva ceva și nu luptă pentru a câștiga, nu știu, minim campionat, un gol, antrenamentul să fie antrenament. Dacă pierd nopți sau distracțiile exagerate, atunci și rezultatele vor fi foarte slabe. Leda, după părerea ta, dacă ar fi să faci așa un calcul, noi ziariștii l-am făcut și am aproximat că Sabin a câștigat în cariera lui undeva în jur de 3-4 milioane de euro. Și știu că voi, în perioada în care juca, aveați un stil de viață la cel mai înalt nivel. Schimbați mașini, aveați mai multe vile, adică trăiați exact visul oricărui fotbalist. Da, da, așa este, așa este. Deci, o perioadă frumoasă. Cât crezi că a câștigat Sabin în total? E pe acolo suma, 3-4 milioane? Am prieteni care îmi știu socotelile, prietene, că eram uimit. Eu niciodată n-am știut, nu, chiar nu știu. Pe cuvânt, chiar nu știu. Nu știam nici anul exact al divorțului. Sabin era cheltuitor în vremea în care juca? Amândoi. Amândoi? Deci vă completați. Da. Eram și suntem și acum. Da, nu mai este situația financiară una bună, din păcate, dar la fel suntem. 2 lei dacă avem, vorbesc mai rar cu el, dar sunt convinsă că este același. Dacă are 10 lei, 11 îi dă. Iar eu sunt la fel. Care e cel mai scump lucru pe care vi l-ați luat odată, să zic? Nu-mi spune case, mașini, mă refer la accesorii. Ceasuri, genți? Nu aruncam bani. Eu cel puțin, băi, nu eram cu ceasurile, dar cred că marea majoritate au pasiunea. Care era cel mai scump ceas pe care vi l-ați luat? Nimic exagerat. Ești diplomat acum, nu vrei să ne dai sume. Nu, serios. Chiar nimic exagerat. Față de ce sunt ceasuri la 100.000, la 200.000, la 60.000. Nu știu, n-a de puțin. Dar vreodată cu vreun patron te-ai, nu știu, ai negociat sau te-ai certat? Nu, sunt povești. E viața mea, viața noastră și viața pe care o reproduc alții cu, am mai zis eu, asta e o vorbă de-a mea, cu taxe și TVA pentru a face audiență, să zic așa, și pentru a acapara atenția celorlalți. Mamă, s-a dus Leda a negociat contractul lui Sabin cu domnul Giovanni Becali. Nu e adevărat. Eram într-adevăr acolo la birou și am zis atât. Nu semna, dar de fapt toată lumea, frumos și civilizat, sau... Na, bine, eram și copii și atunci și eu acum să vină iubita fiului meu să-i zic, auzi, Ioane, citește înainte. De față, pune și eu, aș lua-o de păr. Ar fi, știi? Și am zis, Sabin, citește contractul sau sună-l pe tatăl tău, pe fratele tău. Fratele, deja având o experiență, avea deja contract cu Steaua și da. Domnul Giovanni Becali. Întreabă-i pe ei, consultă-te cu ei, nu semna până nu verifici. Asta a fost singurul, unica mea afirmație și era normal. Deși eram de un an, cred că eram deja cununați,